Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș, Sorin Bordei, a făcut o prezentare a învățământului dual și profesional în cadrul evenimentului Topul Firmelor, organizat în data de 21 noiembrie la Călăraș. Din partea Inspectoratului Școlar al Județului Călăraș, mă numesc Sorin Bordei. Vreau să vă prezint, așa cum și în anii trecuți v-am prezentat, încercarea de a dezvolta la nivel național și punctual la nivelul județului Călăraș învățământul dual și învățământul profesional. De aceea am pregătit un scurt material cu reglementări privind organizarea și funcționarea învățământului dual și profesional. Învățământul dual și profesional în fiecare an are legislație specifică. În acest an avem Ordinul de Ministru 5108 din 2019, care conține calendarul complet al etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și profesional. Pentru învățământul dual, o să vă spun că nivelul 3 de calificare reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional organizat la inițiativa operatorilor economici. Operatorii economici interesați în calitate de potențiali angajatori ai absolvenților, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate. Operatorii economici pentru învățământul dual pot solicita până mâine, 22 noiembrie 2019, școlarizarea elevilor pentru anul 2020-2021. Deci, solicitarea pentru învățământul dual se depune la CNDIPT și de acolo ne vor, după centralizare, cifrele vor fi transmise Inspectoratului Școlar pentru a vedea câte clase se pot realiza pentru în această perspectivă. Învățământul profesional. Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale de nivel 3 conform cadrului național al calificărilor. Operatorii economici pot solicita școlarizarea elevilor în învățământul profesional, la fel ca și pentru cel dual, până pe 22 noiembrie. Pentru învățământul profesional, solicitările se depun la Inspectoratul Școlar Județean. Ce este important de reținut, că există și un site, alegeți-drumul.ro. Acolo veți găsi materialele în detaliu. Sunt standardele de pregătire practică după care se realizează școlarizarea în acest sistem de învățământ. Sunt convins că agenții economici sunt doritori și vor aprofunda aceste materiale pentru a sprijini învățământul tehnic de calitate și pentru a realiza cât mai multe clase de școală profesională la nivelul județului Călăraș. Mulțumim Camerei de Comerț. Deci s-a încercat în județul Călăraș să apeleze la învățământul dual, practic ce înseamnă partea teoretică în școală și legarea copiilor de agenți economici, unde să facă efectiv practica. S-a încercat o clasă două ani trecut, încercăm să mergem pe acest drum. În alte județe au avut un mai mare succes acest învățământ dual. Sperăm să mergem pe el și sperăm să, ca copiii noștri care pleacă la o școală profesională, când termină, să aibă o oportunitate de a se și angaja. Vă mulțumesc!